Bun găsit la Gândul News, sunt Oana Svobodă, iată care sunt cele mai importante informații ale zilei. Înapoi în bănci sau în fața calculatorului, după caz, elevii reîncep școala din 8 noiembrie. O spune ministrul educației Sorin Câmpeanu. El a mai anunțat că elevii de gimnaziu și de liceu vor avea anul acesta un număr redus de teze. În plus, nota la teze va avea o pondere mai mică la media elevului. Ministrul educației va rămâne în continuare consecvent principiului conform căruia școlile trebuie să funcționeze cu prezență fizică în limita în care condițiile de protecție sanitară pot fi asigurate pentru elevi și profesori. Este un principiu de bază. Nu voi abdica de la acest principiu. Deci vom avea consultări cu autoritățile sanitare și vineri vom vedea care va fi exact modul de deschidere a școlilor în data de 8 noiembrie. Guvernul va subvenționa o parte din costul gigacaloriei în marile orașe. Primii bani vor fi alocați începând de săptămâna viitoare, spune premierul interimat Florin Câțu. El a precizat că acești bani vor fi alocați din fondul de rezervă al guvernului, însă nu a dat detalii despre sumele exacte care vor fi împărțite. Și asta pentru că trebuie să fie stabilite principiile care vor sta la baza acordării sumelor de bani. De ce facem această alocare de sumă din bugetul de fond de rezervă, din buget de stat? O facem pentru a susține această subvenție la gigacalorie, nu pentru plăți, pentru amenzi, pentru toate plăți restante și așa mai departe. Asta nu vom face. Vom face pentru a susține o parte din subvenția la gigacalorie pentru a trece în această iarnă și a vă ajuta să treceți peste această perioadă. Pensiile vor fi majorate cu minimum 6% anul viitor, iar alocațiile cresc cu 20% de la 1 ianuarie. Ministrul interimar al muncii, Raluca Turcan, spune că oamenii au nevoie de sprijin, ținând cont de faptul că prețurile au crescut foarte mult. Pentru anul viitor, ministrul spune că este importantă și menținerea direcției de creștere a salariului minim prin dialog cu partenerii sociali. Primii bolnavi cu forme severe de COVID-19 au fost transferați în Germania, 6 pacienți au fost trimiși astăzi cu aeronavă militară germană, iar marți și miercuri se va face transferul altor 12. Pacienții se află în stare critică, intubați însă sunt stabili. Aceștia se aflau în spitalele din București și necesită tratament de specialitate în secții de anestezie și terapie intensivă. Selecția pacienților a fost realizată de o echipă formată din medici germani care se află în țara noastră încă de vineri. Solidaritatea care o vedem la acest moment este cel care ne arată că România nu este singură când trece prin momente grele și că Germania a venit în sprijinul nostru cu acest suport și cu echipa medicală care este cu noi, cum am zis, de mai multe zile. Sper că toți pacienții care pleacă acolo să le vedem sănătoși înapoi și asigurăm familiile lor că vor primi cele mai bune îngrijiri acolo unde merg. Nu este prima dată când transferăm afară. Știți că deja avem pacienți în Ungaria, în Polonia și în Austria. Și acum o să avem în final 18 pacienți în Germania. Vine căldura, meteorologii au anunțat că începutul lunii vine cu câteva zile friguroase, dar vor urma temperaturi mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Începând de miercuri, cerul va fi senin cu posibile înnorări în timpul nopții. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 23 de grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse între 6 și 16 grade. Totodată, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și în Moldova pot apărea ceața și burnița. La munte, vântul se va intensifica, iar rafalele pot ajunge până la 70-80 de km pe oră. În partea de vest, nord și centru a teritoriului vor mai fi mâine și poimâine înnorări și ploi, însă slabe cantitativ și pe arii relativ restrânse. Știrile continuă pe site-ul nostru gândul.ro, pe Facebook-ul Gândul și pe canalul nostru de YouTube. Nu uitați, ne puteți urmări pe Instagram. Numai bine!